Plus este una structurată acum. Eu am venit recent de la reuniunea așa numită Consiliului Economic CSE și un for al oamenilor de afaceri sau forul economic, de fapt, CSE-ul, organizat de Federația Rusă. Și a fost evenimentul în cadrul căreia oficialii Federației Ruse au expus viziunea lor asupra viitorului CSI. Discursuri foarte interesante și semnificative, zic eu, prim vicepremierul Șuvalov, ministrul de externe Lavrov, alte somități din lumea politicului și economicului din Federația Rusă și ca niciodată oferta Federației Rusă este una clară. Iar însemna că Federația Rusă vede CSI-ul ca o organizație regională bazată în primul rând pe interesele economice comune. Chiar mi-a plăcut fraza pe care a utilizat-o ministrul de externe Lavrov. El spunea că într-o lume globalizată și cu foarte multe provocări în față, cum ar fi criza economică, financiară, care este una globală, cum ar fi diferite maladii care sunt deja, nu le poate opri nimeni, sunt transnaționale, cum ar fi alte provocări, cum ar fi terorismul, cum ar fi multe altele, încălzirea globală, de ce nu? Și el spunea, și am impresia că pe merit spunea, fiindcă aceleși declarații le-am auzit și la Washington, doar la Moscova, spunea că provocările sunt globale. Nici o țară din lume nu este în stare să facă față de una singură acestor provocări, fiindcă într-adevăr sunt globale, respectiv ca niciodată crește rolul așa numitor organizații regionale. Chiar Lavrov spunea că așa numită alianțe pentru supraviețuire. Și Republica Moldova, mai devreme sau mai târziu, trebuie să ia o decizie. Trebuie să ia o decizie încotro. Dar întrebarea nu este așa de categorică cum pare la prima vedere, fiindcă până la un anumit nivel de integrare nu există absolut niciun conflict, nu există nicio contradicție dintre participarea noastră într anumite inițiative, programe sau mai bine zis în integrarea noastră pe axa est sau vest, fiindcă așa cum spuneam, paradox. Noi am declarat pe intern, avem toată voința politică de integrare europeană, dar cât până la urmă noi vorbim de implementarea în Republica Moldova valorilor și principiilor europene, fiindcă nu suntem nici noi naivi, înțelegem foarte bine procesele care au loc în Uniunea Europeană și noi cred că nu putem vorbi acum de aderare în sensul politico-administrativ. Lucrul ăsta mie, cel puțin colegilor mei din Partidul Democrat, este clar. Vedeți aderarea într-un orizont foarte lung de timp sau nu vedeți aderarea, ci un instrument al Uniunii momentan, Europene? Momentan, eu cred că nici nu este obiectivul nostru aderarea din perspectivă politico-administrativă la Uniunea Europeană, nu este gata nici Uniunea Europeană. Și cel puțin mesajele care vin din partea Bruxellesului, cam asta înseamnă. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne ambiționăm și să ne facem pe intern reformele de care avem nevoie. Noi vorbim de preluarea valorilor și principiilor europene și noi vom continua cu aceeași ardoare și cu aceeași viteză în a implementa directivele Uniunii Europene la nivel de legislație și la nivel de acte sublegislative. Vom prelua cele mai bune practici care există acolo. Lucrul ăsta nu se discută. Pe de altă parte, există acest mare semn de întrebare, fiindcă parteneriatul estic, o invenție până la urmă funcționarilor de la Bruxelles, care au o realitate. O idee a polonezilor. Au o realitate, sigur. Au o realitate, noi o înțelegem și decât să ne spună, nu pot să ne spune nici nu. Nu-l simțiți că funcționează? La nivel de discuții funcționează, la nivel practic. Practic e cel mai practic, important. Practic, eu din discuțiile mele pe care le-am avut cu foarte multe cunoștințe de la Bruxelles, nici ei nu știu până la capăt ce mâncare de pește este acest parteneriat estic, cu atât mai mult în situația în care Belarusul, deși formal zic că participă în continuare în cadrul acestui parteneriat, dar deja de la 1 iulie, de facto, deși de iulie deja sunt în Uniunea Vamală cu Rusia și Kazahstan, ori Uniunea Vamală presupune deja un alt nivel de integrare, înseamnă
frontiere vamale comune. Asta înseamnă că viitorul, sau mai bine zis, prezența ca și conținut a acestei țări în parteneriatul estic, cel puțin pentru mine, este o mare semn de întrebare. Nu știm ce va urma în Ucraina, s-ar putea întâmpla antenele să fie puțin orientate altfel și asta ar însemna pentru noi două lucruri. Fie parteneriatul estic rămâne doar cu Republica Moldova și atunci noi cazul să vorbim de parteneriatul estic, atunci avem și noi un argument în plus de a insista la Bruxelles să avem o agendă de integrare europeană ceva mai ambițioasă, pe de o parte. Dacă lucrul ăsta nu se va întâmpla, oricum procesul va fi catalizat de noua poziție a Rusiei, fiindcă nu am dus până la capăt acest gând. Oferta Rusiei este una foarte clară. Federația Rusă se oferă să fie nucleul, bine, de rând cu Belarus, de rând cu Kazakhstan, adică cei ce deja văd că au creat acest nucleu sub formă de Uniune Vamală, Rusia se oferă să fie nucleul unui proces de integrare în această regiune, adică pe baza ceea ce se numește CSI. Primul mesaj. Al doilea mesaj, eu zic că noi înțelegem foarte bine că țările membre CSI nu sunt gata momentan să delege o parte din suveranitatea lor unor structuri supranaționale în cadrul acestor structuri, deci ei nu vor insista prea mult cu crearea unor asemenea structuri, dar în egală măsură ei vor vrea ca țările să dea mai multă claritate. Adică fiecare țară decide de sine stătător până unde este gata să integreze în structurile, hai să numim ceea ce va urma după CSI. Vreți să vă opriți la nivelul de acord de comerț liber multilateral? Ok, vă opriți acolo. Vreți să mergeți mai departe la formatul care presupune crearea Uniunii Vamale? Fiți bineveniți. Vreți să mergeți și mai departe, să participați la zona, la așa numit zona economică comună, da? Un spațiu economic comun, care înseamnă în genere un regim vamal fiscal propriu, care există, de exemplu, în Uniunea Europeană, nicio problemă, welcome. Vreți să mergeți și mai departe până la Uniune Valutară? Și mai bine. Voi decideți. Adică poziția Rusiei este următoarea. Noi vedem CSI-ul sau procesul de creare a unei alte organizații sau structuri regionale pe baza ceea ce numim CSI-ul de format diferit, cu viteză diferită, cu nivel diferit de integrare. Țările decid. Dar ceea ce s-a întrevăzut între rânduri, nu așteptați din partea, să zicem, a Rusiei sau altor țări care au un nivel de integrare reciprocă mai avansat, același nivel de deschidere pe care îl avem față de țările care sunt la un nivel mai superior sau mai adânc de integrare. De ce? Mai devreme sau mai târziu, acest fenomen ne va face să fim mai expliciți și mai clari. Totuși, mergem mai departe și mai rapid totuși în procesul de integrare europeană și nu vorbim de fază când vorbim de valori, de principii. Atunci când vorbim de a participa în anumite acorduri care presupun un anumit nivel de liberalizare și de integrare a instituțiilor, dacă vorbim de alte regimuri de comerț, eu cred că noi nu putem vorbi de faptul că această întrebare va fi una tranșantă în perspectiva următorilor 2-3 ani.